Hei, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă serie de bucătării, de această dată cu ceva rapid, bun, fain și gustos și stil bănățenesc, aș putea spune. De ce? Vreau să vă zic că la Monalisa găsiți carne proaspătă, carne sub fel de fel de preparate, de porc, de pui, de curcan, de vită, tot ce vreți dumneavoastră. Bezeluri, dulciuri, brânzeturi, produse pentru îngrijirea casei și îngrijire corporală, băuturi și... E, cam asta e mâncarea noastră. Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă serie de bucătărit. Să vă prezint produsele mele la rața noastră delicioasă cu varză. Nu pe varză, nu în varză, rață cu varză. Așa, în primul rând avem una bucată rață, da? Aici avem niște morcovi, un păstârnac și un ardei, ceapă, boia de ardei, piper vegetal de casă, foi de dafin, pastă de ardei capia, pastă de roșii toate de casă, varză murată și varză proaspătă. Acestea sunt ingredientele noastre pentru rețeta de astăzi. O rețetă faină, bună, gustoasă, din ingrediente puține, pe care nu să le tratăm prea mult la foc și care aș putea spune că a făcut întotdeauna senzație această rețetă. Dar nu o să mergem mai departe fără să le mulțumim prietenilor de la Monalisa, cei care sunt alături de noi pe această dată cu o dita mai rața, bună, faină și gustoasă. În primul rând ne apucăm și tranșăm rața. Asta e aripa de la rață. Partea asta o să o băgăm la supă, restul folosim la mâncarea noastră. Cum desfacem rața? Mergem în primul rând pe forma pe care dorim să o dăm pulpe respective, da? Scoatem și pulpele. Eu așa scot pulpele. Atenție la degete și la cuțit, da? Am scos pulpa. Bineînțeles. Pieptul de rață, pe care o să-l crestez. Atât, nu mai mult. Doar cât să fie tava unsă. Așa. Mai departe. Pe carnea asta pun doar niște vegeta. Și niște piper, atât.
Lăsăm până se pătrundă carnea. În acest moment mă apuc și toc zarzavatul, nu stau. Ai altă satisfacție, da? O să pun. Bun, și acum ne mutăm aici, Mihai. Aici am avut valza pe care am tăiat-o în 4 și am pus-o la desărat. A început să scadă. În acest moment o să pun pasta de roșii și cu pasta de ardei capia. O să punem varză acră. Nu era mai bine să fi scos eu cuțitul de varză? Doram vreo 3. Dar lenea. Pic de sare numai. Trebuie să o încep de asta. Ce vrei? Ce vrei? Ce? Care e problema? Ai venit în control? Clubiță? Unde ești? Ce-i cu voi? Ce-i? Ați venit în control? Bun. Bun. Lăsăm așa să se moaie un pic. Facem curățenie pe aici pe masă, că am făcut ca la bucătărie și mergem la oale. Rafte, m-am aruncat în ea, dar am zis că parcă mi-o fură careva. Și varza dulce.
Dar mai trebuie un pic de grăsime la cantitatea asta de varză pe care o am, dar nu voi adăuga. De ce? Încă o să vedeți imediat de unde o să iau grăsimea de care mai am nevoie. Arată fain. Iată ce șmecher o să fiu. Ca să fie și mai gustoasă mâncarea noastră. Gata. Și acum răsucesc bucățile de carne. Și o să le pun aici peste varză. Asta mai mare. Și bineînțeles că nu voi renunța la acest sos. Bun. Vreo 20 de minute, după care luăm capacul și mai lăsăm încă vreo 10 minute. Varza arată, știi că ați ști cum s-a umplut bucătăria mea de un miros extraordinar. Wow. Înainte de a amesteca în varză, pun 2-3 foi de dafin. Piper. Și încerc să vai de capul, ce fain arată. Ce minunăție. Dacă observați, carnea se desface de pe os. Înseamnă că e gata. Am luat capacul de pe varză, da? Și în acest moment o mai bag la cuptor să se gratineze 10 minute. Atât, nu mai mult. Și în acest moment am oprit. Gata. Arată super. Punem și o porție, punem o farfurie și servim la masă. Bun. Aoleu, da.
dacă nu vrei pieptul, nu? Nu. O aripă. Un țâmp, zi. Nu, zi. O aripă. Zic ca bănățeanu. Ai, ai. Nu, nu, o aripă. O haripă? O haripă, domnul. Ai, ai. E bună? Și cu varză, domnul, da? Atât. Că dă bine și dacă e puțin. Hai mă, că te cunosc, mi-ai pun o bucată de carne. Nu mai vreau atâta. Păi tu nu vezi că pe asta n-a mai rămas carne? Nu contează. Că e ariș, e asta gratinat, ia uite e ce fain. E vorba cu bagi în gură și o sugi. Da, 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 uite, uite. Și ia. Gustul persistă. Da, ia sugi-o și pe asta. Da? Așa. Eu o să pun și asta, dar după aceea iau înapoi. O punem așa de poză, știi? Da? Arată fain? Da, arată. Acum să sară în ea. Hai la masă. Smântână de la Mona Lisa. Cine vrea și mai pune, da? E cam asta e mâncarea noastră. Să vedem cât e de pătrunsă carnea noastră, da? Ia uite aici, nici nu trebuie să tai. Ce zici, domnul Mihai? Da, e foarte fain. Poftă bună! Bună, faină și gustoasă, tradițională aș putea spune și mai ales foarte sănătoasă. De ce? Fiindcă sunt puține ingrediente și nu au fiert decât vreo jumătate de oră. Asta a fost pentru astăzi. Eu nu o să pot să-mi iau rămas mă de la dumneavoastră fără să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată și fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care ne-au oferit de această dată carne, ne-au oferit legume, ne-au oferit și bere. Tot de la ei. Și nu uitați că în magazinele Mona Lisa găsiți în afară de bere, legume și carne, tot ce aveți dumneavoastră nevoie și lactate și mezeluri, produse de carne, de porc, de vită, de curcan, de pui. Găsiți dulciuri, produse pentru îngrijirea casei, tot ce aveți dumneavoastră nevoie. Așa că, dragi prieteni, am terminat cu rețeta pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare cu altă rețetă, cu altă pregăteală, cu altă scorneală, cu altă... O să vedem noi ceva așa care să vă prindă bine în casă. Bun? Hai, ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat, rămâneți sănătoși. Ciao, ciao. Să vedem cât e de pătrunsă carnea noastră, da? Ia uite aici, nici nu trebuie să tai. Ce zici, domnul Mihai? Da, e foarte fain. Ia uite aici. Poftă bună!